Exercițiu pentru a folosi procedura punctului 0. Acest exercițiu se bazează pe o tehnică energetică numită procedura punctului 0 sau Z-Point, creată de Grant Connolly. Acest procedeu se folosește pentru programarea subconștientului, pentru a-l determina să accepte să declanșeze un proces de purificare ori de câte ori suntem în situația de a avea o problemă. Ne dă posibilitatea de a integra practica Ho'oponopono în viața de toate zilele. În acest exercițiu se folosește un cuvânt cheie pe care îl vei repeta de mai multe ori și care va pătrunde în diferitele straturi ale subconștientului tău. De exemplu, poți alege expresia "Mulțumesc, te iubesc" și poți vizualiza o ploaie de iubire care te purifică în timpul exercițiului. Ar fi indicat să asculți acest audio până la capăt și apoi să faci exercițiu. Astfel îți va fi mult mai clar cum funcționează. În continuare, voi citi textul care va da naștere procesului de vindecare. În realitate, e de ajuns să asculți acest text o singură dată. Fă o respirație profundă, relaxează-te și ascultă-mă. Cu aceste cuvinte stabilesc intenția de a obține de la tine, subconștientul meu, cea mai bună purificare. Ori de câte ori voi întâlni o problemă, pentru simplu motiv că voi spune sau gândi cuvântul cheie ca o mantră, tu vei elibera imediat toate amintirile legate de problema care atrage atenția mea. Acest lucru va fi realizat în mod ușor, sigur și lin. Ori de câte ori voi utiliza această procedură de purificare, voi elibera și toate gândurile, convingerile, emoțiile, ideile preconcepute și criticile pe care le-am experimentat cândva și care sunt legate cu ceea ce e scris în cerc sau pe care îmi pun atenția. În timp ce voi repeta cuvântul cheie, numărând de la 10, care corespunde momentului prezent, și până la 0, care este momentul în care situația a început. În tot acest timp, tu vei face curățenie în straturile din ce în ce mai profunde ale ființei mele. Îți mulțumesc! Odată ce ai ascultat această programare, poți să faci următorul exercițiu. Ori de câte ori întâlnești o problemă care te deranjează sau, dacă vrei, poți căuta ceva care te deranjează chiar acum sau ceva care te preocupă, de exemplu, o problemă relațională cu o altă persoană. Iată cum vom proceda. Gândește-te la acea persoană cu care ai problema până când simți emoțiile care te tulbură. Ia-ți tot timpul necesar pentru a face în așa fel încât să simți absolut toate emoțiile legate de această relație și de această persoană. Apoi desenează un cerc pe o foaie de hârtie și scrie numele persoanei și a emoției sau a emoțiilor care te leagă de ea. Evident, poți face acest lucru și în minte, dar faptul de a desena și de a da un nume emoțiilor tale te ajută să te concentrezi mai bine. Oricum, ceea ce e cu adevărat important e faptul că rămâi concentrat pe situație. Apoi numără de la 10 la 0 și după fiecare cifră vei repeta cuvântul cheie de 6 sau 7 ori. 10. Mulțumesc, te iubesc. 9. Mulțumesc, te iubesc. 8. Mulțumesc, te iubesc. 7. Mulțumesc, te iubesc. 6. Mulțumesc, te iubesc. 5. Mulțumesc, te iubesc. 4. Mulțumesc, te iubesc. 3. Mulțumesc, te iubesc. 2. Mulțumesc, te iubesc. 1. Mulțumesc, te iubesc. 0. Mulțumesc, te iubesc.
Apoi respiră în mod profund și continuă să repeți cuvântul cheie în timp ce privești cercul care te va ajuta să rămâi concentrat pe problemă. Astfel, acel cuvânt cheie devine o resursă care îți permite, în orice moment, să te unești cu acea parte din tine însuți care este în iubire și în armonie cu tot ceea ce este. Îți urez spor la curățenie.